cunosc eu despre ajutorul României pentru Republica Moldova, care constă în resurse financiare, resurse materiale, când e nevoie, fizice, nu știu cum ar fi, motorina, păcură la un moment dat, gaze. Ce să vă spun? Sunt mai multe instituții sub ordinea statului român care sprijină Republica Moldova continuă, atât macrofinanciar cât și microfinanciar, prin diverse proiecte, inclusiv proiecte culturale, cum ne aflăm astăzi. Este Departamentul pentru Relații cu România, este Institutul Cultural Român, sunt diferite acord, parteneriate, memorande între diferite instituții, ministere, universități, asociații de pe ambele maluri ale Prutului, sunt înfrățirile dintre diferite localități, iarăși de pe ambele maluri ale Prutului, care aplică la diverse proiecte, atât din bugetul de stat a României, cât și din bugetul Uniunii Europene, și lucrurile se îndreaptă spre un lucru normal, așteptat de majoritatea cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Multe lucruri lipsește Republicii Moldova. În primul rând, probabil, cultura, probabil oamenilor, cultura oamenilor de rând și cultura polițienilor, probabil. România oricum are munți mari, zăcăminte naturale, probabil e mai bogat țara ca Republica Moldova. A treilea rând e probabil populația. Nu poți compara 2,5 milioane cu aproape 18 milioane de factorul uman în sine. Cred că perspectivele sunt mai bune pentru ei, așa? Probabil. Pentru un acces mai ușor în Uniunea Europeană? Cred că asta e evident. Să spun, eu nu sunt un politic și nu pot să zic ceva exact. Dar eu cred că noi permanent am fost ajutați de România și am ajutat în schimb. Și cred că este ceva normal ca să ajute între ei. România ar putea ajuta țara noastră prin faptul că în mare parte populația trebuie să fie educată, trebuie să fie educată despre rădăcinile noastre, despre unde venim. Și de asemenea România ar face un lucru foarte bun dacă ar ajuta să educăm populația moldovenească pe acest subiect. Cetățenii au cetățenie română pentru că ca să plece undeva, dar unii au cetățenie română și nici nu calculând asta că îi ajută în multe domenii. Ea a făcut o măsfibă. Odată și odată face o altă țănie. Nu că ești trădător de patrie, dar trebuie să apreciezi într-un mod anumit. Că ei ne-au acceptat și ne-au dat multe oportunități. Nu știu câte milioane, nu știu dacă este un milion sau jumătate care au țănie, dar trebuie să fim și noi optimiști și țara noastră să aibă viitor și în acasă.